Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din SAM. De data aceasta facem o mică schimbare, o mare schimbare de fapt. Ne apucăm de serverul Bizon, deoarece na, pe Blue nu mai are niciun zez, nu intru nicio facțiune, nu reușesc, am avut sancțiuni și nu mă acceptă facțiuni, am încercat pe toate facțiunile, nu mă acceptă pur și simplu. Așa că astăzi ne vom apuca de Bizon. Bă, Bizon e mult mai șmecher, de exemplu, când vrei să... foarte răgușit, așa. Când vrei să dai Robi mai șmecher, îmi zici că dai heist în GTA 5, chestii de genul, deci e mult, mult mai OP. Am și aici un level 2 și am o oră jucată. O să joc mai mult ca să fac mai multe ori de jucate. Păi, ce vreau să facem, fraților, astăzi să muncim, să vedeți și voi sistemul de farmer, pentru că știți că jobul meu preferat este ăla de farmer. Și acasă vă voi arăta și vouă sistemul de farmer și vom mai face multe, multe, multe chestii. Ok, păi hai să începem, fraților. Hai să ne coborăm și noi de aici. Deci, urcăm și noi în drăguța noastră mașinuță. Și mergem la farmer. Slash jobs. Îl am deja jobul de farmer. Stați un pic. Fermier. Așa. Deci, avem și noi mașina asta. Aici... ne dă mașină din start, adică îți dă mașină cum ar veni de tutorial, adică dacă dăm slash avem mașina parental. O să ne dea un Land Stalker și aia e ultima mașină care o să ne dea, după ne descurcăm noi. Practic am 560 de dolari și încă mai am ceva în bancă. Ăsta este mai roleplay serverul, adică 560 de dolari este ca vreo 20.000 de dolari, poate chiar mai mult de 20.000 de dolari pe... Da, e mai mult de 20.000 de dolari. Pe Bizon. Deci, practic, noi avem acum 20.000 de dolari. Pe Bugget, pardon. Deci, practic, 560 de dolari pe Bizon înseamnă pe 20.000 pe Bugget. Pentru că aici să-ți cumperi 999 de gloanțe la o armă. De fapt, stai, înseamnă mai mult. Aici, practic, să-ți cumperi 999 de gloanțe la o armă înseamnă 100 de dolari sau 100 și ceva de dolari. Gândiți-vă, pe Bugget să-ți cumperi 70 de gloanțe la o armă. Înseamnă cam 7.000 de dolari, depinde de armă, dacă e Deagle 3.000 de dolari, dacă e AK 7.000 de dolari, deci mult mai fain aici, mult mai roleplay. Și am zis să joc și pe asta. Acum poate să mai joc pe alte servere, pe Orange, pe Blue, v-am zis, nu, acolo e mult prea greu, am jucat 50 de episoade pe Blue, chiar 59 de episoade aproape, nu, 58 de episoade, deci v-am zis nu. Acum pot să joc încă 50 de episoade pe Bizon, facem 100, no, frate, nu știu, abar, vedem, ok? Acum hai să vedem, trebuie să mergem acolo, am mașină foasă, e destul de lentă, adică bine, până de 140 la oră, dar tot e destul de lentă. Când o să iau eu Land Stalker-ul ăla, o să fie ca lumea, adică atunci o să fie barosăneală și poate să intru și eu în facțiune ceva, nu? Că nu am nicio sancțiune pe contul ăsta, cred că absolut nicio sancțiune n-am pe contul ăsta, sunt sigur de chestia asta 100%. Așa. Danu 05, nu, Danu 05, nu. Level 7, ce naiba, mă? El a scris Danu 05 e-mail, nu Danu 05 mail. Ioi, doamne, doamne, doamne. Ok, deci aici v-am zis, vă mai zic încă o dată, este foarte șmecher sistemul de... Hai, nu pe ad. Ce, mă? Teodor? Nu pe slash ad. Mamă, ce motiv ești retardat. Ok, slash kill CP. Deci aici știți cum e, mă, fraților, mai aici mai diferit. Deci dacă vrei să muncești de slash-ul, trebuie să ții în checkpoint-ul ăla, da? Mergem acolo, checkpoint-ul ăla. E acolo undeva, aici jos. A, uite-l acolo. Deci mi se pare mult mai șmecher. Bizonul nu că... Nu știu, nu că... Se numește Bizon sau chestii. Pur și simplu, nu știu, mie îmi place mai mult. Acum nu știu ce o să ziceți voi. De alegerea mea, de fapt. Hai să vedem. Work. Și muncim. Acum e ora 12 și sunt 300 de pleci. Cam bine, pe Bugget acum ați vreo 600 sau 500, nu contează. Totuși, mai, na, cât de cât aici. Te așteaptă cu un video să trece, mă, benzinăria de la fie și cu ce mai bun carburant din orașul Las Venturas. Deci aici putem să mergem mult. Really? Oh my god, guys, ce-am făcut? Mai să mergem acolo din nou. Și aici și cu primari, cu chestii de genul, nu știu, mi se pare mult mai cât de cât. Nu știu cum să vă zic. Mi se pare mult mai ca lumea. Stați să vedem.
Eu acum, uite că am înțeles ceva, nu știu, o să încerc să fac și mai multe video-uri gen vlog. O să dezinlu 200 de vizuri la două vloguri și na. Deci ești pur și simplu doar ne plimbăm. Doar ne plimbăm și gata. Și scrie acolo, ai făcut 0, 0 din 10. Deci practic 10 minute trebuie să muncesc ca să fac. Nice, ce să zic, frumos. Ok. GTA Samba, GDRPG, așa nu știu ce. Ah, mă uitam la doamne. Nu, citeam acolo că mi s-a uploadat un videoclip de Bugget, care l-am filmat acum ceva timp. Da, am uitat să-l postez. Da, mă, se al 59-lea episod de Sam, vă gândiți și voi, mă, cât am putut să ținem în seria asta, mă. Și încă mai ținem și vai de capul meu. Și eu m-am apucat așa cu... Eram ceva de genul, bă, cine știe, mă, țin și o seria asta așa câteva. Uite, deja mi-a dat 173 de dolari. Cine știe, mă, să ai slash dele. O, mie, boss. Zic și eu așa, adică, na, ba, când m-am apucat, eram ceva de genul, ce mă, seria asta o țin maxim 10 episoade, de unde? 59, fai! Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Adrian, așa, a primit bani de la Ghost Rider pentru ce motiv? Cheats, teleport hack. Nasol, băiatul, nasol, nasol. Așa, o să încerc să fiu cât mai pașnic pe serverul ăsta, să nu-mi iau niciun post, nimica. Și na, pana mea, poate să ieși noi acceptați într-o facțiune ceva, nu? Hai, să vedem acum, ai făcut 0, 1 din 10, ce? Curse pentru... Și ai câștigat așa, fermierul la datorie, nu știu ce. Nu, mai citeam pe acolo, nu știu acum cum e cu sistemul ăsta lor. Dar sper să fie mai ca lumea decât Bagedu. Acum majoritatea chestiilor știu că sunt mai ca lumea decât Bagedu și na, dar mă rog, nu știu ce să zic. Uite, deja am câștigat 300 de dolari, vedeți? Foarte, foarte șmecher. Bine, aici se câștigă banii mult mai greu, pentru că este mai roleplay, știți? Și na. Și mi se pare mai șmecher mai roleplay, adică avem 1000 de dolari, adică suntem, avem ceva bani acolo, nu? Nu suntem chiar sărăntoși, sărăntoși. Stați, revin imediat, revin într-un minut. Ce într-un minut? În 10 secunde. Așa. Mi-am dat bluza jos că mor de cald aici. Și că mie tot timpul vine să zic așa, revin într-un minut. Și mi se pare o tâmpenie, revin într-un minut, like, what? Ok. Hai să vedem. Văd infernul 65 ca kilometri. Holy shit. Și cumpăr biz așa, productiv, să nu fie pus în pusietoare sau slășit. Ok. O să fac un info video, cred că tot în seara asta, și o să vă întreb dacă mai vreți episoade gen, adică live-uri, de fapt, gen de la sala Wellplay sau chestii de genul. Ar fi șmecher, nu? Uite, încă 173, vedeți? Noi tot așa câștigăm, câștigăm și câștigăm, câștigăm, câștigăm și câștigăm. Pa, pa, pa! Glumeam. Mamă, și e foarte nasol, mă, că avem școală acum, mai sunt multe chestii, mai greu, mai alea, la bine. Am o colegă de școală de la care pot să copiez, deci asta e foarte ok. Dar vine examenul și acolo nu mai pot să copiez, nu? Și asta se schimbă, asta se schimbă, ce se face? Da. Stai, mă. Pentru ajutor folosi slash nu for help use slash nu. Cine mă stau, mă, zice așa? Scenarii Paris. Nivel 75. Păi, băiatule. Level 75, hai că ești bine, mă. În episodul acesta mai mult aș vrea să testez asta. Vreau să testez jobul de farmer. Așa că o să stau până la 10 din 10 acolo. La ai făcut 0, așa și 10 din 10 o să stau. Să văd ce se poate întâmpla. Ia că-s curios. 4 din 10. E curios ce se întâmplă. Ai făcut 0. Cât costă o licență de arme? Depinde de level. What? Hmm.
Ok, deci o să stăm până la 10 din 10. Poate să ne dea acolo la 1, știi? Fermier la datorie. 1, nu mai e fermierul la datorie, băieții. Știți aici, dacă are unul ca un fel de bind, poate să se vorbă așa. Încerca retardatul și să... și ce mă? Uite, dau să-l arătre dacă l-am plătit tărșul. Not bad. Ok, să vedem. Nu mai e chiar mult, dar o să și discutăm, bă, dați seama, nu o să stau așa ca retardatul. Eu chiar sunt foarte curios. Ce ne dă? Bine, o să mă apuc de bine, mi-am schimbat și harta, vedeți, mi-am pus în modurile originale, adică modurile fără absolut nicio modificare a lui Tibi. Și de asta, deci, nu... De fapt, mă gândesc că e ca pe bug, adică când muncești și îți dă skill mai mare, skills. Când îți dă skill mai mare, gen, îți primești mai mult, da? Mă gândesc că e așa, cred că o să le cinci de arme level 3. Le cinci de arme să ia de la level 5. What? Aici cu level 5 se ia le cinci de arme? Like, really? What the fuck? Ok, foarte ciudat chestia asta. Turul biroului meu 2016. Uuu, 230 de vizuri. Frumos. Nicely nice. Da, chiar apreciez că voi chiar vreți episoade de genul continuare, dar acum n-am cum să postez numai și numai și numai și numai turul camerei, nu? Doar nu vreți în fiecare zi episod de turul camerei, bă, atâta chiar trist. Ți-am abonat care vor turul camerei în fiecare zi, like, e ciudat! Ok, hai să vedem, câștigat până acum $1000. Știi, unii, de exemplu, pot să aibă ca un fel de ex să se pună așa, să se învârtă în jur, așa. Și de exemplu, uite cum se învârtă în jur, așa, vezi, uite, 45 de secunde. A, dar nu merge, uite, 42 de secunde, vezi? Ia. 41 de secunde, 40. Vedeți? Deci, practic, na, și aici e în pantă, dar dacă fac ce pe drum drept, se îndreaptă, se... Na. V-ați prins, se face fix normal, știți? Și așa poate să fac un player, să facă easy și lasă peste noapte caracterul, știi? Uite, mă las eu așa ceva de genul și uite aici cum fac ce... Da, dar aici e pantă și trebuie să urce, știți? Ia uite aici cum îl las. Știi, ia să încerc, să vedeți. De aia, pot să fac chestia asta, dar nu o să o fac. Și nu cred că nimeni o face, pentru că până la urmă nu cred că ai să pui, să faci un tractor cum să se miște așa, fără să se oprească, știi? Dar puteți să fac un player chestia asta, asta e nasol la Bizon, dar se poate rezolva, adică... Na. 175, perfect, ia să vedem. Ia uite, ești pe stradă, ia. Sau nu se poate face, nu știu. Nu se poate face. Vedeți, nu se poate face. Ia. Aici. Vedeți, nu se poate face. Na, mă gândeam, eu greșit. Păi, se gândeau și aia, mă gândesc, că se poate bate un player în jur, așa, care retardată, nu? Am spus, iar nu să cu să fă. Vedeți, nu se poate. Anunț publicat de Neluțu, că să fă. Doamne, verește. Oh, a primit bani de la Mihai. Stai sick, păpizoi. Troll hack. Nice. În 3 minute, fraților, vom afla ce se întâmplă dacă facem 10 din 10. Trebuie să te plimbi atâta ca să faci bani, banii ăștia, like, really? Bine, banii ăștia sunt ceva aici, pentru că, practic, stai să mă gândesc, dacă mă plimb de 100 de ori. Nu știu. Ce să zic? Alexandra, avem bani de la Mihai. Uai, ce-și face raportul, băiatul, ești nebun?
Și face băiatul la raportul de rupă. Și cred că după aia, dacă mă mai plimb, o să-mi dea gen mai mult. Mai mulți bani, nu? No, 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 no. Nu te bloca. Eu scuriez de chestia asta. Și după ce o să fiu curios, după ce rezolvăm curiozitatea, o să închec și eu episodul, nu? Că deja filmul, deja, de vreo 14 minute. Rob. Putea să-i dea mute la tipul ăla, neluțul ăla. Putea să-i dea mute. Că au pus... ad că să fă... Deci, putea să-i dea mute, nu? Avem un grup de homosexuali. Ai Professional și King... King Raul s-au căsătorit. Ai de cap, merge dracu-i cu serverul ăsta. Ai, că imediat rezolvă, uite aici, pac! Și acum mai vedem dacă la următor o să-mi dea mai mult. De fapt, 2 minute, pentru că nu facem 10 din 10 și după aceea trebuie să facem iară 1 din 10, nu? Da, totuși sunt player și pe serverul ăsta, chiar dacă nu e așa de popular ca bug, eu tot player și, na. Chestia aia din colțul rpg.billionzone.ro nu prea place, adică puteau să facă ca la Bughead așa, dar textul ăsta, adică fontul nu prea place, știți? Dar nu. Îmi plac chestiile alea, că avem un nou club, avem un nou cuplu de homosexual. Adică dacă... dacă... te căsătorești normal, gen a primit bani de la Robert Power, motiv speed cheat, mă, o nebună. Vă zic și așa, dacă se căsătoresc doi normal, ce zice oare? Un nou club, un nou cuplu, fată și băiat sau cine ai, mă? Ea, sunt curios acum, ai făcut 1, 0 din 10. Ia că sunt curios acum. Pe baghe de mai realistică chestia asta, adică aici pur și simplu doar te plimbi. Pe baghe era mai easy, adică nu că era mai easy, aici doar te plimbi, dar acolo era mai realistic, adică te duci, duci măina, făina chestii, dar aici sunt mult mai multe chestii realistice. Deci, da, bine, pe roleplay e cel mai realistic. Hai să vedem. Cumpăr, s-a numai pus anunț, mă. Am pus de două ori anunțul, ce dracu. Ia că scurez, acum câștig mai mult oare? Nu, tot la fel câștig. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Samp. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe dacă v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye!